Adrian, după eliminarea din Casa Iubirii, aș fi vrut să o cunosc mai bine pe Bianca. La doar câteva zile după ce a fost acuzat de Bianca că a venit în emisiunea Casa Iubirii doar pentru bani și pentru a-și plăti o operație la nas, Adrian și-a făcut bagajele și a plecat acasă. Concurentul spune că nu se aștepta la o schimbare de acest fel din partea fostei iubite. Eliminare surpriză din Casa Iubirii. În cadrul ediției de duminică, 24 iulie, emoțiile au atins cote maxime. Trei concurenți s-au aflat în pericol de eliminare. Fanii emisiunii de la Canal D au fost surprinși în momentul în care au auzit cine urmează să plece din Casa Iubirii. Bianca, Adrian și Andrei s-au aflat în pericol, însă doar Adrian a fost obligat să și-a rămas bun de la concurenții din casă. Adrian, vedeam lucrurile din perspectiva unui bărbat îndrăgostit. Adrian suspectează că a apărut ceva la mijloc, între el și Bianca și nu își explică cum de fosta sa iubită i-a transmis că nu mai vrea a doua zi după ce toate lucrurile au mers foarte bine. Eu am încercat să fac lucrurile să meargă pentru a vedea persoana aia de la început în ea. Spre final am văzut că ea caută nod în papura. Nu refuzam să cred anumite lucruri despre ea, ci vedeam din perspectiva unui bărbat îndrăgostit. Asta a fost toată situația. Eu am sunat-o pe maica mea în mașină când mergeam la Clinceni. A pus-o pe speaker și i-am zis că sunt cu Bianca. Ea a zis bună ziua și mulțumesc pentru băiatul dumneavoastră și nu au schimbat doar două propoziții. După, am vorbit cu maica mea și chiar mi-a zis că s-a simțit așa bine și a avut un bibe mișto, chiar a zis să veniți pe la mine, a povestit Adrian pentru emisiunea Culisele Iubirii. Adrian spune că mama sa a fost foarte dezamăgită când a aflat deznodământul relației, mai ales după ce a vorbit cu Bianca. Fostul concurent suspectează că s-a interpus cineva din casă între el și Bianca, a doua zi a zis nu te vreau. A fost ceva la mijloc acolo, plus că Sorin mi-a spus la un moment dat că îi luam apărarea în anumite situații. Eu știu niște lucruri și nu mă așteptam, m-a pus un pic pe gânduri, a dezvăluit Adrian, potrivit Canal de Ro. Eu aș fi vrut să o cunosc mai bine să văd lucrurile real. Nu m-a surprins că m-a votat. Mă bucur că a fost și ea cu mine în fata să văd. Mi-a bătut inima mai tare ca la saltul cu parașută. Da, ea m-a îmbrățișat. Ea a mințit și Radu a zis asta. Mi s-a părut destul de urât. Ea a vrut să mențină ideea aceea până la capăt. Oamenii au spus cine a fost real și cine nu. A fost o despărțire artificială, a mai spus Adrian. Conflict între Adrian și Bianca chiar înainte de eliminare. Parcursul lui Adrian în emisiune a fost destul de controversat, asta pentru că chiar înainte de eliminare acesta a avut un conflict cu fosta lui iubită, dar acesta a dorit de fiecare dată să clarifice neînțelegerile dintre cei doi. În ediția din 23 iunie, Adrian a chemat-o pe Bianca în camera roșie pentru a-i explica ce îl deranjează în comportamentul ei. Bianca i-a pregătit lui Adrian versuri de dragoste și o farfurie cu dulciuri, însă Adrian se arată indiferent la gesturile sale. Soția lui Mircea Radu, lovită pe trecerea de pietoni. A fost transportată de urgență la spital Raluca, a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost acroșată de o mașină în timp ce traversa strada. Raluca, soția lui Mircea Radu, a fost acroșată de un autoturism în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, în Piatra Neamț. În urma impactului, ea și bărbatul care o însoțea au fost transportați de urgență la spital. Soția lui Mircea Radu, lovită pe trecere de un taxi. Raluca Radu și o rudă a acesteia, în vârstă de 66 de ani, traversau strada regulamentar în momentul în care au fost loviți de un taxi pe trecerea de pietoni. Potrivit Antena 3, Ro, soția lui Mircea Radu, dar și bărbatul cu care era au fost răniți. Cei doi au fost transportați la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare. În ceea ce privește conducătorul auto, oamenii legii ajunși la fața locului l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma nefericitului incident, polițiștii din Piatra Neamț au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Soția lui Mircea Radu este medic-oncolog. Raluca și Mircea Radu și-au unit destinele în urmă cu 9 ani, iar de atunci sunt de nedespărțit.
chiar dacă soțul ei se bucură de notorietate prin prisma carierei pe care și-a construit-o în televiziune, Raluca preferă să fie destul de rezervată în ceea ce privește aparițiile publice și să-și însoțească partenerul doar la evenimentele importante. Aceasta își dedică majoritatea timpului meseriei pe care o are, căci este medic-oncolog, nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închiși ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinții ei și nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut și că are simțul umorului. Eram un bărbat experimentat și mi-am dat seama ce merge și ce nu, spunea Mircea Radu despre soția lui în urmă cu ceva vreme, potrivit Viva.ro. Este final de drum. Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au certat puternic. Ce decizie fulger a luat prezentatoarea, cu toate că foarte puțini au crezut în relația lor, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au reușit să treacă peste toate energiile negative și să se mențină ca și cuplu și încă unul foarte sudat. Cei doi au recunoscut în interviuri separate că au existat multe momente tensionate între ei, surse din anturajul lor au declarat pentru VoxBiz, Roca s-a ajuns chiar la discuții despre despărțire. Însă asta se întâmpla în special înainte să apară pe lume cele două micuțe care le întregesc familia. Tavi Clonda povestea că atunci când se supără foarte tare pe Gabriela Cristea și el nu mai vrea să-i vorbească, atunci ea vine și îi arată o fotografie de familie cu ei doi și fetițele și se înmoaie imediate. De cealaltă parte, recent, chiar în timpul emisiunii pe care o moderează la Antena Stars, Gabriela Cristea a recunoscut și ea că există certuri puternice cu Tavi Clonda, chiar se țipă, dar înainte de culcare se iau în brațe și lucrurile s-acalmează mult. Ce face Gabriela Cristea ca să-l împace pe Tavi Clonda? Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată în viața mea este să nu mă culc niciodată supărată cu soțul meu. Adică, indiferent și dacă urlăm unul la altul, la finalul zilei o punem pe hold și rezolvăm mâine, dar acum hai să ne ținem în brațe. Mi s-a părut un sfat înțelept. În proporție de 95% l-am aplicat și n-a fost rău, a mărturisit Gabriela Cristea. Chiar dacă în pandemie au întâmpinat dificultăți financiare, care probabil au dus și la numeroase conflicte, acum lucrurile s-au redresat. Tavi Clonda și soția lui și-au instalat recent în curte o piscină cu apă sărată pe care au plătit nici mai mult, nici mai puțin de 20.000 de euro, ceea ce înseamnă că le merge bine. Cântăreața Raluca ar putea muri în orice clipă. Afecțiunea bizară de care suferă artista, fostă jurată Pro TV, Raluca a decis să dea câteva informații despre viața sa personală, chiar dacă a preferat, mai tot timpul, să nu își expună viața privată. Din acest considerent, fanii ei nu prea știu multe despre ea. Totuși, Raluca nu a refuzat invitația lui Damian Drăghici de a apărea în podcastul lui de pe YouTube. Acolo, artista a scos la iveală că ar putea muri în orice clipă din cauza unei afecțiuni extrem de bizară, mai precis, Raluca poate face infarct în orice secundă dacă toate luminile din jurul ei s-ar stinge, din cauza că îi este frică de întuneric. Încerc să fiu din ce în ce mai bună, ca om și ca artist. Asta știu eu despre mine. Din păcate, mi-aș dori să fiu mai mult personaj. Să fiu cool, drăguță, mereu cu zâmbetul pe buze. Nu prea îmi place să fiu vulnerabilă, oamenii nu prea știu cine sunt eu. Îmi este frică de întuneric, aș putea face infarct, dacă se sting toate luminile aici, în platou. Încerc să-mi înving fricile, spune Raluca. Raluca a făcut mai multe prostii în dragoste. În cadrul aceluiași podcast, artista a precizat că a făcut mai multe prostii în dragoste și că a mai și călcat strâmb, subliniind că este posibil să mai înșele și pe viitor. În plus, Raluca a mai povestit că bărbatul ideal pentru ea trebuie să fie un om bun. Am făcut multe tâmpenii din dragoste, sunt impulsivă. Și mai sunt în stare, îmi asum aceleași lucruri atunci când iubesc. Am și înșelat. Și am impresia că o să mai înșel în viața mea. Bărbatul ideal trebuie să fie un om bun. Avem o problemă în ziua de azi, femeile au devenit independente și puternice, iar bărbații invers. Când sunt îndrăgostită, nu mi-e foame, nu mi-e somn, e cel mai frumos sentiment din lume. E ca un drog, a spus Raluca. Odeh, primele declarații după ce a fost descalificat din Casa Iubirii. Ce se întâmplă, acum, între el și Grațiela?
ne-am cunoscut altfel, exclusiv. Proaspăt descalificat din Casa Iubirii, ODH a vorbit despre relația cu Grațiela, dar și cine i-a pus bețe în roate în povestea cu aceasta. ODH a făcut primele declarații după descalificarea lui din Casa Iubirii. Prezent prin intermediul Skype-ului în emisiunea Culisele Iubirii prezentată de Bianca Comănici, ODH a vorbit despre relația lui cu Grațiela, dar și cu foștii săi colegi din Casa Iubirii. ODH vorbește despre celelalte cupluri din show, dar și despre certurile lui cu Sorin și cu Radu.